La Praga a avut loc în 28 octombrie o paradă militară pentru a comemora 100 de ani de la înființarea primei republici cehoslovace, după destrămarea Imperiului Austro-Ungar la terminarea primului război mondial. Între demnitarii străini care au luat parte la paradă s-a aflat și ministrul american al apărării Jim Mattis. Cehoslovacia a fost creată cu un sprijin considerabil din partea Statelor Unite și al altor puteri mondiale care propovăduiau dreptul la autodeterminare al cehilor, slovacilor și al altor popoare din fostul imperiu. Cehia și Slovacia s-au despărțit oficial în 1993. Na podvalníku P50.